Suntem în data de 4 ianuarie și astăzi vom efectua tăieri de ramificare, tăieri de dezvoltare la două tufe fructifere, și anume Ioșta și Coacăs. Mergem în grădină și facem împreună această operațiune. Aici avem un rând cu tufe de Ioșta plantate în februarie 2023. Deci suntem la un an de la plantare și observăm o dezvoltare destul de bună a acestei tufe. Este o tufă pe 3 ramuri, 3 brațe, care are o creștere de 80-90 un metru înălțime. Fiind în al doilea an de viață, voi trece la tăieri de ramificare pentru ca tufa să se îndesească. Astfel, voi tăia din acești lăstari segmente cu lungime de, în acest caz, 10 cm. Aici voi tăia un segment mai mare de 20 de cm lungime, iar aici un segment de 15 cm lungime. Și acum scoatem tutoarele și vedem că a rămas o tufă echilibrată. Din aceste brațe vor crește noi ramificații și tufa noastră se va îndesi. Tăierile pe care le-am făcut nu le aruncăm, le păstrăm și le punem în pământ pentru înrădăcinare și astfel obținem în continuare o altă plantă. Trecem mai departe la următoarea plantă. Și aici vom face la fel, vom tăia la 15 cm, aici voi tăia mai mult, la 20-25 cm și în partea de jos la 10 cm. Pentru a obține o relativ înălțime egală. Din nou păstrăm pentru un rădăcinat ramurile tăiate. Mai avem încă două tufe și aici vom tăia 10 cm, 20 de cm. Și avem rezultat o tufă cu două brațe. Butași înrădăcinați de Ioșta. Și ultima tufă, aceasta are 4 brațe, să scoatem tutorile pentru că a rămas prea mic. Vom tăia și aici 10, 20 de centimetri, 20 de centimetri, 10 centimetri. Am obținut astfel o tufă echilibrată care se va ramifica foarte bine din primăvară. În urma tăierilor am obținut o serie de mlădițe de butași pe care îi valorificăm plantându-i într-un ghiveci cu pământ. Operațiune simplă, iar acest ghiveci îl vom muta în casă, la adăpost,
unde nu îngheață până la sosirea primăverii. În acest răstimp, butașii noștri de Ioștea vor forma rădăcini, iar în primăvară, în aprilie, în mai, îi vom putea planta într-un loc pe care noi îl vom alege. Bun, așa arată butașii de Ioștea. Îi vom hidrata pământul cu apă, după care îl vom muta în casă și acolo îl vom lăsa până în primăvară. Am adus în casă butaci pe care i-am tăiat din tufele de Ioștea, precum și câțiva butași din două tufe de coacăz. Am etichetat vasele pentru a ști ce plante conțin fiecare. Aici le voi lăsa până în primăvară, când plantele, butașii, vor dezvolta rădăcini și voi putea să le mut în grădină. Atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest material. Rămâneți în continuare alături de mine. Multă sănătate și aveți grijă de voi!